în sudul Ucrainei. Secretarul general Stoltenberg spunea la sfârșitul săptămânii trecute că NATO poate livra Ucrainei ani de zile de acum înainte armament greu și că aliații din NATO sunt gata să livreze armament mai greu și mai nou decât până acum. Ce puteți să ne spuneți? Aliații din NATO, un număr important de state NATO, continuă să sprijine Ucraina în războiul drept și just pe care aceștia îl poartă împotriva invadatorului rus. Ceea ce înseamnă că, așa cum am spus, intrarea într-o altă etapă a războiului, cu altă configurație, cu alte necesități, înseamnă că Ucraina are nevoie de sprijin și primește sprijin din partea aliaților NATO pentru acest tip de război. Mai multe blindate, mai multe echipamente, mai multe capabilități de a putea atinge obiective și ținte la distanță mai lungă. Deci dacă prima parte a războiului, am văzut-o cu toții, javelins și arme antitank, această parte a doua a războiului va fi diferită în calitatea, intensitatea și consistența acestuia. Deci este firesc ca noi să ajutăm Ucraina pentru această etapă a războiului. Eu aplaud determinarea și modul în care președintele Zelensky și liderii armatei ucrainiene definesc obiectivul lor pentru a înfrânge definitiv Rusia. Este și aici o schimbare importantă a modului în care Ucraina își vede propriile șanse, evident, cu sprijinul nostru, dar mai ales datorită eroismului lor. Dar spunea și secretarul general Stoltenberg, trebuie să fim pregătiți ca un astfel de război să fie unul care să dureze. Iar noi aici, aliații din NATO, suntem hotărâți să rămânem cu Ucraina atâta vreme cât va fi nevoie de noi și vom ajuta în lupta justă, dreaptă și bravă pe care aceștia o au în continuare de luptat.